Salut, prieteni! Sunt Ion Constantinescu și bine ați venit la ABC-ul Electricității. O întrebare scurtă, dar care ascunde un răspuns nu tocmai simplu. Ce este curentul electric și cum se produce? Curentul electric este mișcarea ordonată a purtătorilor de sacină electrică printr-un mediu conductor sub acțiunea câmpului electric. Dar ce este cu sarcina electrică? Pentru a discuta despre sarcina electrică, trebuie să introducem în discuția noastră atomul. Atomul este partea cea mai mică a materiei. În această situație, vom folosi modelul elaborat de către Ernest Rutherford în anul 1911. Este un model planetar care constă în următoarele. Atomul este format din nucleu, în jurul căruia se rotesc electronii. În interiorul nucleului se află protonii încărcați cu sarcină electrică pozitivă și neutronii care nu au sarcină electrică. Practic, sarcina electrică a neutronilor este foarte mică, 10 la puterea minus 22 coulombi. Unde coulombul este unitatea de măsură pentru sarcina electrică. Într-un atom, numărul protonilor aflați în nucleu este egal cu numărul electronilor care se rotesc în jurul nucleului. Deci, practic, avem două cantități de sarcini electrice, aceeași mărime, dar de semne opuse. Minus cantitatea de sarcină electrică negativă, dată de către electroni, și plus cantitatea de sarcină electrică pozitivă, dată de către protoni. Din punct de vedere electric, atomul este neutru. În cazul în care două corpuri aflate la o distanță relativ mică și încărcate cu sarcini electrice de același tip, plus, plus, sau de același semn, minus, minus, între aceste două corpuri apar forțe electrostatice de respingere. Practic, corpurile sunt respinse în momentul în care interacționează. În situația în care cele două corpuri se află în interacțiune, la o distanță relativ mică, și sunt încărcate cu sarcini electrice de același semn, observăm că forțele electrostatice sunt de atracție. Forța electrostatică a fost definită de către fizicianul francez Charles de Coulomb și este dată de următoarea relație. F egal cu K, Q1, Q2 sub R pătrat. Unde, la numărător, Q1 și Q2 reprezintă sarcinile electrice ale celor două corpuri aflate în interacțiune, da? Iar R reprezintă distanța dintre cele două corpuri. Bun, dacă analizăm această forță și ținem cont de prima variantă, prima figură, practic în interiorul nucleului avem protoni încărcați cu sarcini electrice pozitive. Ar trebui că aceste forțe electrostatice de respingere care apar între protoni să înlăture protonii din nucleu. În realitate, lucrurile nu stau așa, pentru că în interiorul nucleului există o forță nucleară tare care menține protonii și neutronii stabili și în interiorul nucleului. Această forță nucleară tare are o valoare ridicată. Ea este de 100 de ori mai mare decât forța electromotoare și de 10 la 39 de ori mai mare decât forța gravitațională. Bun, aici este partea teoretică și acum o să realizez două experimente practice în care doresc să pun în evidență forțele electrostatice de atracție și forțele electrostatice de respingere. Ok, revin. Vă spuneam anterior că voi face două experimente prin care doresc să pun în evidență fenomenul de electrizare și în special prezența forțelor electrostatice de
atracție și forțe electrostatice de respingere. Primul experiment este relativ simplu. Avem nevoie de o foaie de hârtie de format A4 și un pix realizat din PVC, material plastic. Cu acest pix, da, luăm pixul și îl frecăm pe suprafața foii de hârtie, suprafața de bază, pe o parte a foii de hârtie. După aceea, cu această foarfecă, tăiem o bucățică din foaia de hârtie, o bucățică de formă triunghiulară, cu pixul, da? Luăm pixul și apropiem pixul de această bucățică de hârtie și observăm că pixul atrage această bucățică de hârtie. Oare de ce? Ce se întâmplă? Păi, prin frecarea pixului pe foaia de hârtie, o parte din electronii aflați în structura atomilor foii de hârtie trec în structura pixului. În această situație, atomii foii de hârtie nu mai sunt neutri din punct de vedere electric. Ei devin ioni pozitivi. Cantitatea de sarcină pozitivă aflată în nucleele atomilor este mai mare decât cantitatea de sarcină negativă, pentru că s-a pierdut un flux de electroni. În cazul pixului, lucrurile sunt total invers. Pixul primește un aport de sarcină negativă și devine încărcat negativ. Bucățica de hârtie este încărcată pozitiv. Deci avem două corpuri aflate în interacțiune, corpuri încărcate cu sarcini electrice de semn opus și aceste corpuri, da, am observat înainte că, da, și acum, practic, se continuă, da, pixul atrage bucățica de hârtie. Am pus în evidență și forța electrostatică a lui Coulomb. În acest caz, am văzut că există o forță de atracție. Următorul experiment constă dintr-un electroscop realizat dintr-un, este un electroscop de amator, realizat dintr-un borcan de sticlă. La partea superioară se fixează un capac din polistiren expandat. Prin acest capac trece un conductor realizat din cupru. În cazul acestui electroscop, conductorul are o grosime de 2 mm. La un capăt, la partea superioară, am realizat o spiră. Am îndoit capătul de mai multe ori. Iar la partea opusă am realizat un cioc de care am agățat două foițe de aluminiu. Aluminiu folosit la folia alimentară. Deci aluminiu dintr-o folie alimentară. Două bucăți de cupată. Primul electroscop a fost realizat în jurul anului 1600 de către fizicianul britanic William Gilbert. Ce vom face în continuare? Se fixează capacul electroscopului, da, la partea superioară a borcanului și se folosește o bucată de bachelită. Bachelita asigură un transfer mai bun de electron. Practic folosesc un întrerupător utilizat la instalațiile electrice de joasă tensiune. Cu această bachelită, da, o să o frec de suprafața antebrațului meu, iar după aceea apropie această suprafață de spiră. Ce se observă? Observăm că cele două foițe de aluminiu se resping. Oare de ce? În momentul în care am frecat bachelita de antebraț, o parte din electronii atomilor aflați în structura antebrațului au trecut pe bachelită. În momentul în care apropii bachelita de suprafața spirei, electronii trec prin spiră, își continuă traseul prin conductor, ajung la acest cioc, iar acolo intră prin cele două foițe și se împart
aproximativ în mod egal. Practic avem două corpuri aflate în interacțiune, încărcate cu sacini electrice de același semn, sacini electrice negative. Conform forței lui Coulomb, aici apar forțe de respingere și cele două foițe sunt depărtate. Cu cât cantitatea de sacină electrică negativă este mai mare, da? Cu cât perioada în care eu frec suprafața bachelitei de mână este mai mare, aportul de flux energetic negativ este mai mare, cu atât forța de respingere este mai mare. Deci cele două foițe se depărtează la o distanță mai mare. Dar dacă introduc o distanță, deci dacă cele două foițe se află o anumită distanță între ele, valoarea forței de respingere scade, pentru că am văzut în relația forței lui Coulomb că acolo la monitor apare distanța dintre cele două corpuri și este ridicată la pătrat. Cam atât referitor la cele două experimente, în speranța că cele prezentate au fost pe înțelesul vostru. Eu vă aștept la următoarea întâlnire să descoperim împreună noi taine ale electricității.